Salutare, prieteni! Astăzi vă iau cu mine la o partidă de spinning în oraș, pe un lac. Mi-am propus să folosesc doar rotativă, am o rotativă de 2. Nu e întuneric, sunt undeva prin pădure pe aici, pe lângă lac, de asta probabil se vede mai întunecat. Ce o să folosesc astăzi? Mi-am undița care am rupt-o, dacă ați văzut video la păstră, când am rupt undița. Am făcut reclamații la Balzer când mi-am rupt undița și am primit vârf nou, fără să plătesc absolut niciun ban. Așa că astăzi o să iau din nou acea undiță cu probleme de la Balzer. Aceasta este. Pe ea am pus o mulinetă de la Dam, Quick 1 de 3000, cu un fir textil de 0.16. Am pus și un lider aici, un fir de metal, nu știu cât se vede, așa, în caz de dăștiu, ca să nu mai am surprize neplăcute. Și, da, îi dăm drumul. Ceau! Am hotărât astăzi să pescuesc doar la rotativă. Am o rotativă de 2 și încercăm la bibani. E posibil să intre și vreo știucă, dar încercăm după bibani cel mai mult. Am pus și un lider de metal în caz de dăștiuca, să nu mai pățesc ce am pățit la trecută. Și dăm bice. Revenim cu ceva capturi, sper. Ciao. Și avem și primul peșteșor pe ziua de astăzi. Ceva micuț oricum, după cum. Da? Un bibănaș, e chiar micuț, chiar frumușel. La blinker și pleacă, a plecat. Și al doilea peștișor, asta este un pic mai frumușel, să dau un pic drum la fir. Vedeți aici că un pic mai frumos, parcă, tot un bibănaș frumos. Poate reușim să prindem și unul mai mărișor. Și avem un al treilea biban pe ziua de astăzi. Un bibănaș frumușel. Tot la blinker. Tot am colindat, știu că nu a vrut deloc, în schimb. Asta e al treilea bibănaș. Frumușel. Da, prieteni, cam asta a fost. Am bătut apa vreo 3 ore, 3 ore și jumătate. Deja e ceasul 8:21. Mă îndrept către mașină și mă duc acasă. Mă așteptam la mai mult pește, sincer. Adică în 3 ore de bătut cu rotativa, doar 3 bibani. Mă așteptam mult mai mult să prind, sincer. Tentația a fost mare să schimb rotativa. Însă am plecat cu ideea că o să pescuiesc doar cu rotativă, nu o să pun altceva. După cum știți, exact pe această apă sunt, pe lacul ăsta în centrul orașului. Exact pe această apă am prins și știucile. Știu că aia mare și cea mai scăpat, în fine. Și tentația a fost foarte mare să pun o nălucă pentru știucă. Dar am zis că 3 ore bat doar cu rotativa, să vedem ce e. Din păcate, doar 3 bibani. Cred că și când am pescuit la știucă am prins mai mult bibani decât astăzi. Dar na, cam asta e. Nu uitați acolo de like la video, abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o deja. Și revin cu un video cât de curând zilele astea.
Haideți să vă mai arăt o dată cât de frumos e aici. A ieșit și luna. Aici este o zonă unde stau, rațele, și gâștele. Nu e voie să, pescuim aici, partea asta de aici de apă. Stau rațele și gâștele. După cum vedeți, apa e plină de ele. No. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc pentru like-ul pe care știu că o să-l dați și vă mulțumesc că vă abonați la canal. Zi bună și fire întinsă la toată lumea. Ceau, ceau!